Ministru, care este poziția Ministerului Educației vis-a-vis de declarația și intenția PSD-ului? Ne dorim cu toții ca învățământul din Republica Moldova să devină unul calitativ, performant. Ori, învățământul nu poate deveni de calitate dacă se va axa pe neadevăruri științifice sau istorice. De aceea, în întreaga mea activitate, eu împreună cu colegii mei facem tot posibilul ca adevărul științific și istoric să stea la baza acestei construcții. Observăm o tentativă politică de a pune la îndoială acest adevăr și de a vorbi despre niște lucruri care nu sunt de fapt recunoscute nicăieri. Știm că chiar la noi, în mediul alulimb, se operează cu sintagma limba română. Dacă mergem în toate școlile din Republica Moldova, vedem că în orar se regăsește limba română. Atestatele sau diplomele pe care le eliberăm vin cu limba română. Academia de Știință a Republicii Moldova a avertizat societatea sau a indicat că denumirea corectă a limbii de stat este limba română. Cei mai importanți filologi din întreaga lume spun că denumirea corectă a limbii de stat este limba română. Atunci când spunem limba moldovească, recunoaștem că este vorba de un grai al limbii române. Ori substituirea denumirii corecte a limbii prin grai nu este o soluție bună pentru noi. De aceea, pornind de la cele enunțate mai sus, spun că vom continua să construim, să edificăm un sistem educațional axat pe adevărul științific, în caz de față pe faptul că denumirea corectă a limbii de stat din Republica Moldova este limba română. Spuneți-mi, rog, dar juristul Ministerului Educației va participa la procesul acesta? Adică procesul în instanța judecată va derula în continuare? Cu siguranță vom participa, vom respecta legislația în vigoare, vom veni cu argumentele noastre, ne vom expune la acest capitol, ca toată lumea să înțeleagă că atunci când operăm cu limba română, noi avem tot dreptul științific și moral să facem acest lucru.